elevii în manifestațiile politice, i-au urcat pe scenă, s-au dus peste tot în fiecare comună și au provocat elevii și elevi minori, i-au provocat la să facă politică și să se exprime. Atunci, ce au făcut cu elevii, că n-am înțeles. Deci au scos elevii din școli și i-au dus la manifestații. La ce vârstă? Elevii toți. Începând din clasa 1. Copiii din Catalonia au fost scoși și folosiți ca masă de manevră în acest proces electoral? Da. Și de-a lungul zilor premergătoare referendumului. Foarte tare. Oameni buni, am eu filmări, chiar și de la mine. Ați vorbit când ați vorbit ultima oară cu soția? Și puțin mai înainte. Care este situația în zona în care, în ce oraș locuiește familia noastră? În Tarragona. În Tarragona. Al doilea oraș ca mărime al Cataloniei după Barcelona. În Tarragona, care este situația acum? Mai sunt oameni pe străzi? Ce v-a spus soția? Mai sunt oameni, mai se demonstrează, este liniște, au intrat în case? Îi scoată doar politicienii, au intrat în case, e mai liniște în Tarragona. Tarragona este și un oraș mai cu primar socialist, sunt mai liniștiți. Problemele mari vor apărea în Girona, Lerida și Barcelona. Însă în Barcelona sunt în minoritate naționaliștii față de ceilalți. Adică separatiștii. Separatiștii. Pericolul, al doilea pericol mare este să iasă ăștia în stradă și să se omoare între ei. De asta vă spun acum, gândind pericolele care există, care pot fi mâine sau în orice moment, cum privim aceste violențe? Nu știu, o să încercăm, oameni buni, să luăm legătura. Avem două legături telefonice în Catalonia în această seară. Doi oameni care, români, bineînțeles, amândoi, o avocată și un om care lucrează în... Poftim? Avem și un sincron cu unul dintre cei mai marcanți jucători ai lui FC Barcelona, cu Piqué. O să-l dăm și pe el imediat, dar vreau să vă spun că vom deschide liniile telefonice în curând și pentru cei de acasă, pentru că sunt sute de mii de familii din România care se uită cu mare grijă și cu mare atenție la ce se întâmplă în peninsula iberică, pentru că acolo muncesc copiilor, acolo sunt femeile lor, acolo sunt bătrânilor, acolo este speranța și sursa lor de viață. Mă refer la familii din România. Spania este țara cu cei mai mulți români la muncă, legal, s-au stabilit definitiv acolo, dar care n-au renunțat la patria mamă și la cetățenia română. Și atunci, doar să fii rău intenționat să ocolești astăzi subiectul ăsta. Și am văzut că televiziunile Slavă Domnului în România l-au ocolit ca dracu tămâia. Eu știu de ce au făcut-o. Pentru că e un subiect delicat. Este un subiect delicat într-o țară delicată, cu revendicări delicate și cu mecanisme politice și nu doar social, economice, foarte delicate. Eu știu foarte bine. Citeam mai în glumă, mai în serios, că Ungaria vrea să deschidă o linie rapidă de tren, ultra rapid, gen AVE, în Spania așa se cheamă. La francez se numește TGV, Tren Grand Vitesse. În Spania se numește AVE. E, un fel de AVE, de la săgeată, de aia de 300 și ceva de kilometri la oră. Am înțeles că guvernul de la Budapesta, domnul Orban, dorește să lege Clujul, atenție, Clujul de Budapesta. Foarte tare. E un lucru foarte frumos. E o coincidență de aia drăguță de care vorbeam la începutul emisiunii. Vreau să spuneți ceva, domnul Coliu. Da, ăsta este pericolul mare. Și dumneavoastră credeți că e posibil ca în Barcelona, ei care sunt cu Spania și ei care sunt cu Catalonia, să iasă la un dat în stradă în aceea zi? Da, tot ce e posibil. Tot ce e posibil, pentru că sunt foarte înfierbântați și de o parte și de alta, iar cei cu capul pe umeri, cei care îi conduc, ar trebui să fie mult mai calculați, să lase aceste declarații, cum le-a făcut și Puigdemont, când gata, noi declarăm independența, să treacă la masa tratativelor. Mâine anunța că o declară. Da, și să găsească o soluție. Dar ce faci dacă ies și cei care nu vor să se pare de Catalonia în Barcelona? De Spania. De Spania. Pentru că v-am spus că sunt majoritari în Barcelona. De unde știți că sunt majoritari? Pentru că n-au câștigat primăria niciodată. Au câștigat Podemos Da. Catar. Haideți să ne uităm un pic la o declarație a unuia dintre fotbaliștii emblematici ai Barsei și după aceea vom lua 2-3 minute de publicitate, după care vom deschide linile telefonice. Prima oară le vom deschide cu Catalonia, două telefoane pe care le vom da noi acolo românilor noștri.
și după aceea vă așteptăm pe dumneavoastră să discutăm împreună cu un om care știe cu subiect și cu predicat și la nivel de detaliu, după 17 ani de viață acolo, ce efect, ca la domino, ce efect poate avea referendumul catalan pentru Europa și, bineînțeles, pentru România. Da, foarte corect. Ce m-ați întrebat în timp ce vorbea Piqué? De ce nu renunță el la selecțiunea Spaniei dacă se simte așa de catalan? A zis că e posibil să renunțe înainte de 2018, cum și-a propus, la a purtat ecoul Spaniei pe națională. A mai provocat discuția asta și la campionatul european și la alte campionate, Piqué, dar niciodată n-a renunțat la bani. Eu dacă am un principiu și vreau să mi-l urmăresc într-adevăr, mi-l urmăresc. Însă, atât și clubul catalan a acționat în aceeași manieră lașă ca și politicienii. Adică, îi acuzau întotdeauna pe cei de la Madrid că au cumpărat de jucători de sute de milioane, în schimb ei l-au cumpărat pe Neymar mințind cu 60 de milioane și când de fapt au plătit 90 de milioane, deci 30 de milioane bani negri. Deci la fel de scump... Afirmații grave, aveți vreo dovadă? Păi da, este proces. V-am întrebat pentru că la CNA la noi nu sunt oameni care înțeleg chestia asta cu este proces în Spania. Nu, este proces. Bine, luăm 2-3 minute de publicitate și revenim. Sunați-vă prietenii, vecinii și rudele, mai ales pe cei care știți că au rude și neamuri și iubiți oameni de suflet în Spania. Revenim imediat. Ne-am întors în direct și nu doar în direct cu studioul central B1 din București, ci și cu Florentina Marin la Barcelona. Sărut mâna, Florentina, mulțumesc că ai acceptat. Mulțumesc foarte mult că ai acceptat să fii în legătură directă cu noi. Spune-ne acum ce ore e la tine în Barcelona și ce se întâmplă în capitala Cataluniei. Acum este ora 5:30 după amiaza în Barcelona și eu sunt la birou personal și venind către birou nu am văzut niciun tip de manifestație. Deci e liniște pe străzile Barcelonei. Este liniște pe străzile Barcelonei, slavă Domnului. Iar cabinetul nostru este chiar în centrul orașului, drept pentru care dacă ar fi o manifestație, sigur aș fi întâlnit-o. Spune-mi, te rog mult, Florentina, care au fost impresiile, care au fost stările de spirit, care au fost sentimentele celor cu care românii noștri de acolo cu care ai legături în fiecare zi le-au avut după ziua de ieri, o zi istorică în Catalunia? Da, eu cred că românii sunt foarte prudenți și în general încearcă să nu intre în discuții pe tema independenței Cataluniei, deoarece noi suntem o comunitate mare. Majoritatea suntem muncitori onești și pentru a avea o viață cât mai bună aici ne rezervăm opiniile, ca să spun așa. Au existat familii de români sau prieteni de-ai tăi sau vecini sau rude care s-au speriat de viitorul lor, care cred că viitorul lor, sunteți 300 și ceva de mii doar în Catalunia, poate fi pus sub semnul întrebării de ce s-a întâmplat ieri? Da, sunt convinsă că majoritatea sunt speriați și aici mă includ, pentru că în cazul în care, țin să cred că nu se va ajunge la așa ceva, în cazul unei independizări a regiunii de către statul spaniol, eu personal ar trebui să mă gândesc ce ar trebui să fac cu viitorul meu, având în vedere că mi-exercit profesia de avocat în limba spaniolă, încă de la început, când mi-am omologat titlul, am făcut-o în limba spaniolă și mă tem că în cazul în care Catalunia devine independentă, va trebui să mut sediul în altă parte. Nu pentru că nu cunosc limba catalană, dar la nivelul de scriere și citire și înțelegere, profesia mea este foarte important să am un nivel foarte bun de limbă. Și mă tem că în limba catalană nu o să mă descurc atât de bine ca în limba spaniolă. Doamna Marin, din câte știu, aveți o fetiță născută de curând, să-i dea Dumnezeu sănătate. Este cetățean spaniol, născut în Catalunia. Corect. Născut în Catalunia. Spuneți-mi, pentru copilul dumneavoastră, și spun asta și mă adresez acum unei mame ca alte sute de mii de mame românce din Italia, din Spania, din Franța, acolo unde avem 2-3 milioane de oameni care muncesc, așa cum bine ați spus dumneavoastră, onest.
Vă e teamă pentru viitorul copilului dumneavoastră? Se întâmplă lucruri pe care le vedeți ai putea afecta viitorul? Categoric. Eu cred că suntem într-o situație dificilă, iar dacă guvernul Spaniei și guvernul Cataluniei, al Parlamentului Catalan, nu vor ajunge să dialogueze și să găsească o soluție acestei situații, mă tem că poate degenera într-un conflict mult mai mare. Drept pentru care, din păcate, fetița mea este născută aici, tatăl ei este cetățean spaniol, născut în Barcelona, bunicii ei la fel. Mă tem că va trebui la un moment dat să luăm o decizie pentru binele ei și probabil că decizia va fi să plecăm dacă lucrurile vor degenera. Spuneți-mi, doamna Marin, ce v-a impresionat cel mai tare ieri? Care este momentul, care este imaginea, care este episodul care v-a impresionat cel mai mult ieri? Am văzut foarte multe secvențe, destul de contrarii, dar m-a impresionat foarte mult faptul că poliția nu a reușit să pună lucrurile la punct sau să aplice legea într-o manieră mai corectă. Să știți că am fost impresionată de imagine cu oamenii în vârstă care au fost împinși, n-aș vrea să zic că au suferit violențe mai mari de atât, sper eu că au fost niște exagerări în mass media. Nu e adevărat, credeți-mă că acum, în timp ce dumneavoastră vorbiți, ecranul televiziunii noastre arată, lângă Skype-ul cu dumneavoastră, imagini cu violențe destul de serioase ale Poliției Naționale Spaniole, una. Al doilea, sunt 840 de răniți în mod oficial, cifre oficiale în Catalunia, după referendumul de ieri. Și al treilea, pe mine, dacă vreți, pe mine m-a impresionat cel mai tare momentul în care Poliția Națională lovea niște pompieri catalani care apărau femei și bătrâni catalane. Da, deci condamn această situație sau toate situațiile care au fost de acest gen. Nu știu dacă ați văzut, au fost inclusiv și polițiști care au fost agresați de către manifestanți. Eu am văzut un video în sensul acesta când au intrat într-un colegiu electoral. Unul din polițiști a fost lovit cu scaunul în cap și a căzut la sol. Adică sunt convinsă că pe ambele tabere au fost răniți. Este de condamnat. Orice tip de violență clar este condamnabilă. Îmi pare rău că au degenerat, dar sunt convinsă că dacă poliția autonomă, Mossul de Squadra, și-ar fi ajutat colegii și-ar fi aplicat încheierile de ședințe până la urmă a unor judecători, tot catalani, lucrurile nu ar fi avut acest deznodământ. Deci vreau să spuneți așa, pe scurt, că poliția catalană, care este alta decât poliția națională, nu a reacționat legal și mai mult a reacționat... Nu neapărat legal, nu, a fost în pasivitate, eu asta cred, pentru că deși avea obligativitatea să meargă la școlile unde se organiza referendumul și să le închidă, astfel încât să nu poată da posibilitatea oamenilor să voteze, da, conform legii. Ei cred că doar s-au prezentat, au luat act că la acele colegii se organiza acest referendum și a lăsat mulțimea să se adune înainte să ajungă Poliția Națională. Imaginați-vă, în fața unei școli, 500 de persoane, 1000, mai multe, care așteptau deja poliția încă de la ora 5 dimineața pentru a-i înlătura. Acum eu nu știu, eu sunt convinsă că erau bine organizați. Sunt anumite asociații catalane care organizează aceste mase de oameni. Nu-mi vine să cred că omul pașnic de la el de acasă s-a gândit să meargă la 5 dimineața în fața unei școli pentru a aștepta Poliția Națională și a încerca prin multitudine să îi îndepărteze. Dar poate era, doar spiritul naționalist și de independență al catalanilor față de Spania. Poate fi și organiza acest referendum și a lăsat mulțimea să se adune înainte să ajungă Poliția Națională. Imaginați-vă, în fața unei școli, 500 de persoane, 1000, mai multe, care așteptau deja poliția încă de la ora 5 dimineața pentru a-i înlătura. Acum eu nu știu... Eu sunt convinsă că erau bine organizați. Sunt anumite asociații catalane care organizează aceste mase de oameni.
Nu-mi vine să cred că omul pașnic de la el de acasă s-a gândit să meargă la 5 dimineața în fața unei școli pentru a aștepta Poliția Națională și a încerca, prin multitudine, să-i îndepărteze. Dar Eu cred că toate astea sunt poate organizate. era doar spiritul naționalist și de independență al catalanilor față de Spania. Poate fi și asta. Poate fi și asta, da. Dar din ceea ce am citit în presa locală, înțeleg că sunt și asociații care se ocupă cu așa ceva. Da, sunt. Ultima întrebare, imediat vin la dumneavoastră, domnul Coliu. Ultima întrebare, doamna Marin. Mâine este anunțată o grevă generală în Catalunia. Credeți că va avea loc și dacă da, cu ce efecte? Da, va avea loc. Chiar astăzi îmi spuneau niște prieteni care au alte profesii că joburile lor mâine vor fi închise. Transportul public va funcționa, am înțeles, un 20% din totalitatea acestuia, deci clar vor fi întârzieri mari pentru toți oamenii care trebuie să se prezinte la locul de muncă. Eu mă gândesc că probabil 90% din toată activitatea Barcelonei, cel puțin, va fi paralizată. Credeți că poliția catalană, alta decât cea poliția locală, decât poliția națională, credeți că îi se va cere de către guvernul de la Barcelona să preia granițele noii republici? Eu cred că asta e următorul pas dacă își vor proclama autoindependența, însă tind să cred că nu se va ajunge aici. Sper din tot sufletul. Eu înțeleg că guvernul catalan are avertizări de la Uniunea Europeană că în momentul în care își vor proclama această independență, vor trebui să iasă din UE, ceea ce nu cred că este interesant pentru absolut nimeni. Mai mult decât atât, legea pe care ei zic că o aplică este o lege neconstituțională. Nu are niciun efect juridic. Adică dacă ar proclama autoindependența, mă tem că guvernul Spaniei va trebui să ia o atitudine, adică să aplice articolul 155, care spune că suspendă autonomia regiunii. Și atunci, probabil, conflictul va avea și mai mari proporții. Eu îmi doresc ca acest lucru să nu se întâmple. Dar, logic vorbind, dacă eu îmi declar independența mâine, cine va trebui să apere granițele Republicii este poliția locală, nu? Doamna Marin, să vă dea Dumnezeu sănătate și prin dumneavoastră îi salut și le urez multă putere, multă înțelepciune și sănătate tuturor românașilor noștri care trăiesc și muncesc în toată Spania. Și Vedeți? eu la fel. Și o să stea liniștit că sunt convinsă că majoritatea sunt atât de bine văzuți la locurile de muncă că nu vor avea probleme pe viitor. Mă Doamne gândesc. ajută! O femeie minunată. Mersi mult, doamna Marin, o femeie minunată și un mesaj minunat venit acum din Barcelona. Repet, oameni buni. Vorbim de o țară unde sute și sute de mii de români muncesc și trimit acasă bani ca să-și țină aici bătrânii, să-și țină aici necăjiții, să-și țină aici copiii la școală. Nu este ușor. Vi se pare că subiectul e departe, că sunt 2000 de kilometri până în Spania? Da! Sunt 2000 de kilometri. Numai că banii pentru sute de mii de familii de aici, din România, fie de la Vaslui, fie de la Constanța, fie de la Baia Mare sau din Oltenia, vin de acolo, de la necăjiții aia care muncesc, de le sar capacele în toată Spania. Iar Spania este într-o fierbere uriașă. Sunt voci foarte multe pe plan european astăzi, când vorbim, care cer excluderea Spaniei din UE. Spania este considerată o bubă și îi se cere excluderea din UE. Nu poți să dai afară Spania. Spania este o forță militară pe flancul vestic. Acolo sunt o grămadă de iresponsabili care cer ieșirea Spaniei din UE, excluderea. Nu se gândesc ce înseamnă Spania în economia NATO, în economia Europei. Numai că tensiunile de acolo ajung în Harghita, în Covasna, în Voivodina sau în Corsica, uite așa. Nici nu știi, ca o flamă. Da, domnul Coliu. Da, sunt revoltat și n-aș vrea să folosesc cuvinte prea grele, de perversitatea politicienilor catalani, de perversitatea mosul de scuadra. Guvernul avea datoria să informeze rolul poliției. Poliția știe care este rolul ei. Mosul de scuadra are un efectiv de 17.000 de oameni pe care l-a ținut în cazărmi. Uitați-vă la toate. 17.000 de oameni înarmați cu pistoale mitraliere, Exact. 17.000? Da, 17.000. Wow! Gândiți-vă că, uitați-vă la fiecare filmare, în afară de cele pe străzile Barcelonei, când manifestanții împiedicau Guardia Civilă și Poliția Națională să ajungă la obiective,
deci la școli. De asta erau acolo mai mulți. În rest, pe la toate școlile, pe la toate astea, au fost grupuri de câte 20-30 de polițiști, Guardia Civilă. Deci era un grup de 20-30 de Guardia Civilă și Poliția Națională și în rest 1000-2000 de oameni. Deci cum poți să spui tu, guvern catalan, că erau forții disproporționale? Nu, nu erau forții disproporționale. Iar Mossul de Scuadra, în loc, într-adevăr, să protejeze populația, să nu asta ajungă la violenții, trebuiau să vină cu cele 17.000 de efectivi polițienești și să facă scut și să îi dea la o parte pe cetățeni să-i scoate. Mai spunem o dată pentru cei care n-au fost alături de noi. Domnul Coliu, atunci când vorbește de Mossul de Scuadra, vorbește de poliția catalană. Așa cum la noi există poliție națională și poliție locală într-un oraș sau într-un sector al capitalei Republicii, așa au și spaniolii, bine, iau chiar mai multe, nu au doar poliție națională și poliția catalană. Mai au Guardia Civil, au mai multe. Mossul de Scuadra este poliția Cataluniei. 17.000 de oameni înarmați până în dinți. Și repet, pentru cei care n-au fost, din păcate pentru ei la început, pe frecvențele B1 TV, este posibil, spune atât invitatul meu, cât am avut și de la Barcelona în legătura Skype pe care ați văzut-o, este posibil ca odată ce Catalunia mâine să-și declare oficial independența, azi a fost doar un anunț pe care o să-l revedem imediat, a fost doar un anunț, dar dacă se va face oficial de către guvernul de la Barcelona, guvernul catalan și parlamentul catalan, anunțul de independență a Republicii Catalunia, îi se va cere acestei forțe numite Mossul de Scuadra să preia frontierele noii republici. Nu vreau să-mi imaginez. Ferească Dumnezeu și măicuța Domnului. Este vorba de o țară NATO, este vorba de o țară UE și este vorba de un impact în cel puțin alte 15 state, repet, între care și România, unde impactul sufletesc, politic și social va fi major. Greșesc? Nu greșesc absolut deloc. Iar oficialității ale guvernului catalan niciodată nu se duc la emisiuni, de exemplu, când să adreseze populația, să explice la dezbatere restul Spaniei, să le explice de ce, cum și ce fel, pentru că acolo îi prinde cu minciuna. Ei la televiziunile din Catalunia spun ce vor, dar la televiziunea asta spun pe cum, că în cazul ăla nu punem noi taxi, n-am mărit noi bani acolo și le dă peste nas că mint. Mint cu o sinenitate a la Tellerman. Asta fac acolo. Îi mint pe oameni, iar oamenii sunt precum oamenii. Luăm 2 minute, 3 minute maxim de publicitate și revenim. Deschidem imediat și linile telefonice, fapt pentru care vă așteptăm punctele de vedere. Amb aquesta jornada d'esperança i també de patiment, on this day of hope and suffering, Catalonia's citizens have earned the right to have an independent state in the form of a republic. Da, în opinia liderilor de la Barcelona.